Directorul pușcăriei Pelendava, Oana Valeria Tașcău, este protejată a șefului Administrației Naționale a Penitenciarelor, Claudiu Bejan. Declarația aparține unor cadre ale penitenciarului din Craiova care au sesizat ANP în privința falsurilor și abuzurilor acesteia. Însă nimeni nu verifică posibilele abateri disciplinare. Subalternii șefei de la Pelendava spun că aceasta este susținută atât de șeful cel mare al ANP, cât și de reprezentanții sindicatului, după cum chiar aceasta se laudă. Directorul a refuzat solicitarea jurnaliștilor de a răspunde acuzațiilor. Subalternii subcomisarului Oana Valeria Tașcău spun că s-au decis să facă publice ilegalitățile șefei după ce conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor a refuzat să analizeze plângerile cadrelor din Pelendava. Gardienii spun că pe lângă probleme din gestiune pe care Tașcău a încercat să le acopere cu falsuri semnate în 26 septembrie 2013, șefa penitenciarului își decontează, după bunul plac, până și chiria. Își decontează o chirie de 14 milioane de lei, își deconta chirie tot pe aceeași locație, apartamentul concubinului cu care are cel de-al treilea copil, 1.500.000 de lei. În luna iunie și-a modificat contractul de închiriere încheiat între ea și concubin, o să-și deconteze în acest caz până la 50% din salariu. Crescându-i salariul și-a dat seama că poate să obțină mai multe venituri profitând de această situație. Falsifică foarte multe documente despre care colegii din unitate au informat conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, dar care până în prezent se pare că nu ia nicio decizie, ea beneficiind de oarecare susținere, inclusiv politică, după cum singură se laudă acolo. Nu este pentru prima dată când liderul de sindicat al ANP, Sorin Dumitrașcu, este acuzat de personalul din penitenciare de favorizarea unor directori. Însă președintele onorific al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor are o explicație pentru tot. Nici Oana Valeria Tașcău și nici reprezentanții biroului de presă al pușcăriei Pelendava nu au dat curs solicitărilor jurnaliștilor B1 TV de clarificarea problemelor din penitenciarul craiovean. Șefa de la Pelendava aplică aceeași atitudine precum șefii cei mari ai ANP, care de o săptămână nu au răspuns la solicitările postului nostru de realizare a unor interviuri menite să lămurească acuzațiile grave de corupție în sistemul penitenciar.